Până în momentul de față mi-a plăcut ce am văzut din relația Liviu-Iuliana și din interacțiunea lor, chiar dacă foarte multe lume spun că Iuliana este exagerată și că se comportă de parcă n-a mai văzut un bărbat în viața ei, că se comportă de parcă era îndrăgostită de el, de cine știe când și își fac anumite planuri de viitor și așa mai departe. Mi-a plăcut faptul că Liviu a transmis acel mesaj pe Antena Play susținătorilor care, deși i-au spus că ar fi cumva dezamăgit sau deranjat de faptul că a făcut un cuplu cu Iuliana. Acesta le-a transmis că le respectă părerea, dar el nu a venit aici pentru top ca să fie în clasament pe locurile fruntașe, ci a venit să se căsătorească că bineînțeles că s-a simțit bine că a fost în top și că lumea îl apreciază, dar el a venit aici pentru viitorul lui, așa că va face doar ce îi spune inima, a venit pentru a se căsători și se gândește la viitor. Așa că îmi place faptul că face ceea ce simte, și nu ascultă tocmai directivele date de afară de către unii dintre susținători. E foarte bine să meargă pe ce simte, dacă simte, și eu zic că merită totuși respectul nostru. Până în prezent, nu a făcut nimic care să fie dezamăgitor din punctul meu de vedere. Cel puțin în privința fetelor și a interacțiunilor lui cu fetele din casă, eu zic că merită toate aprecierile așa că bravo Liviu